Singurul club privat de judo din județ a ajuns la câteva zeci de sportivi, cu toții fiind pregătiți să facă pasul către marea performanță. Lumea a început să orienteze copiii spre sport, un lucru foarte bun, ceea ce ține de educație. Nivelul de educație cred eu că a început să crească și dorința asta de a face judo. Clubul condus de Florin Roșca a organizat în a doua jumătate a lunii martie cea de-a doua ediție a concursului Micul Judoca. Desfășurat în sala sporturilor Chauncey Hardy, acesta a adus la start 238 de sportivi proveniți de la cluburi din București, Târgoviște, Pitești, Ploiești, Buzău, Alexandria, Agigea și Giurgiu. Evenimentul a fost organizat în colaborare cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret și Administrația Locală, însemnând și debutul competițional pentru sportivii giurgiuveni în 2016. FCM Giurgiu a participat cu 23 de sportivi obținând 10 medalii. Îmbucurător a fost și faptul că mulți dintre sportivi au fost finaliști. Mulțumit după această competiție găzduită de Giurgiu? Da, mulțumit în primul rând pentru prezența celorlalți participanți în număr mare și în urma rezultatelor mulțumit. Da. Mulțumiți au fost și copiii. Cu câți sportivi a trebuit să te lupți? 3. Și ai văzut pe toți? Da. Ai pus în practică ceea ce înveți aici sau ai avut un procedeu așa secret pe care l-a arăt doar la competiție? Tot ce am învățat aici. Cum a fost competiția pentru tine? Mai grea decât te așteptai? Da. De ce doar locul 3? A avut un meci pierdut. A avut un singur meci pierdut, da? Tu ce ți-ai propus anul acesta? E de-abia prima competiție, anul e lung? Să mă pregătesc mai bine și să mergem la naționale. Ia spune, tu ce medalie ai obținut la această competiție? Locul 2. Locul 2? Da. Înseamnă că ai pierdut un singur meci, nu? Da. Finală. A fost mai bun decât tine sportivul acela? Sau? Puțin. Puțin mai bun? Da. Crezi că dacă va avea loc revanșa, va reuși să te mai învingă? Nu. Am bătut pe categoria mea și mai m-a băgat cu niște băieți mai mari decât mine și n-au fost pe categoria mea și am avut mai multe meciuri și am luat locul 3. FCM Giurgiu a avut și sportivi care au luptat în premieră. Au luat locul 4 la final, s-au bătut toți în finala mică. Da. Da. Cum vă numiți? Hai spuneți-mi așa cum vă numiți. Luca. Așa? Eu Irina. Eu Sebi. Eu Ianis. Luca speră ca judoul să-l transforme într-un supererou. Supererou de ăla. Care? Ca Superman ăla care zboară. Ca ăla vrei să zbori și tu? Sau să zboare adversarii când îi arunci pe sus? Da, să zboară sărbarii când îi arunc pe sus. Așa, bravo! Dovada că FCM Giurgiu este o mare familie a putut fi sesizată și la antrenamente. Una dintre cele mai importante sportive ale clubului, Ariana Sin, a împlinit 9 ani și a ținut neapărat să-i servească și pe colegii săi cu bomboane de ciocolată. Ce vârstă ai împlinit? 9 ani. Și te-ai gândit să indulcești puțin pe colegii tăi? Sunt așa ei mai acri, mai amari sau? Da. Da? Da. Ai și eu, știu, o dorință așa de vârsta de ziua ta? Da, să ajung la naționale. Da. Pentru sportivii de la FCM Giurgiu urmează în luna mai Cupa Alina Dumitru și vor începe emoțiile pentru zonele din cadrul campionatelor naționale.